săptămână am slăbit 5 kg în total, din care 2,5 au fost de grăsime. Prima săptămână de dietă pentru mine a fost total neașteptat față de modul cum începeam eu dietele. Intram în sevraj, mi-era rău, mă simțeam amețit înainte și acum, practic, nu prea am simțit că intru la dietă. Dacă înainte, când intram la dietă, trebuia să vin cu mâncarea de acasă și cu mâncarea aia strictă și care n-avea niciun fel de gust, cum doamna doctor mi-a dat voie să merg la cantină sau unde mai dăm noi comandă și mi-a arătat ce pot să mănânc de acolo și astfel încât să pot să mănânc împreună cu colegii de unde ne-am comandat sau de unde mergem să mâncăm de obicei. De exemplu, una dintre mesele de prânz, când am fost la o cantină de la noi de la muncă, a fost cotlet de porc cu orez cu legume și salată de varză. Chiar e și gustoasă, e și sățioasă și se încadrează pentru dietă și chiar a dat rezultate. Ionuț, când a venit la noi, avea un indice de masă care îl clasa în obezitate morbidă. Din jurnalul lui, cum spuneam, mânca în medie 3500 de calorii, în condițiile în care nu a notat chiar tot, n-a fost chiar foarte conștient. Suficient cât pentru un Ionuț și jumătate. Ionuț este un puști, din punctul meu de vedere, de 24 de ani, care are probleme de greutate dintotdeauna. În clasa 8-a îmi povestea că avea 100 de kilograme, iar în clasa 12-a avea deja 135 de kilograme.